Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care locuiești într-o lumină cea nepătrunsă și este strălucirea slavei Tatălui și chip al ipostasului Său, la plinirea vremii ai venit Tu pentru mila cea nespusă față de neamul omenesc cel căzut. Te-ai micșorat, chip de rob lund, Te-ai smerit pe Tine, ascultător fiind chiar până la moarte. Totuși, înainte de cruce și de pătimirea cea de bunăvoie, în muntele Taborului, Te-ai schimbat la față într-o slavă Ta dumnezeiască, înaintea sfinților Tăi ucenici și apostoli, ca atunci când Te vor vedea răstignit și a dat morții să priceapă că pătimirea este de bunăvoie și dumnezeiască. Învrednicește-ne și pe noi, pe toți, să prăznuim prea curata schimbare la față, cu inimă curată și cu minte neîntinată, să urcăm în muntele Tău cel sfânt, în sălașul sfintei slavei Tale, unde este glasul curat al celor ce prăznuiesc, glasul nespusei bucurii, ca acolo împreună cu sfinții, față către față, să vedem slava Ta în ziua cea neînserată a împărăției Tale și să preaslăvim preasfânt numele Tău împreună cu cel fără de început al Tău Părinte și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.